Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. În videoclipul trecut am vorbit despre rutina mea de dimineață și câteva lucruri pe care cred eu că toată lumea ar trebui să le facă ca să aibă o dimineață excelentă. Dacă nu l-ai văzut, îl ai colțul din dreapta al ecranului. Acum vreau să vorbim despre ceva la fel de important și anume rutina de noapte și ce trebuie să faci ca să te pregătești pentru următoarea zi, dar și să ai un somn plăcut și odihnitor. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci înainte de culcare este planul pentru următoarea zi. Eu folosesc aplicația Calendar de pe telefon, unde îmi planific fiecare activitate din fiecare zi a săptămânii. Dacă mă urmărești de mai mult timp, cred că ai aflat deja că îmi place să fiu un om organizat și sunt de părere că trebuie să îți planifici în fiecare seară ce vei face pentru următoarea zi. Acest lucru îți oferă o direcție, îți oferă un scop și îți eliberează spațiul de stocare din cap, pentru că nu mai trebuie să ții minte ce ai de făcut, pur și simplu îți notezi pe telefon numele activității și ora la care trebuie să o faci. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci înainte de culcare este să faci un duș sau cel puțin să te speli pe cap. E adevărat că te simți altfel când te pui în pat curat după duș, dar la fel de adevărat este că eu nu prea fac duș seara, prefer să-l fac dimineața, dar mă spăl pe cap, pentru că aproape în fiecare zi folosesc produse pentru păr și când pun capul pe pernă, nu vreau să treacă de pe păr pe față. Produsele de păr precum ceara sau fixativul nu ar trebui să-ți ajungă pe față pentru că pot cauza coșuri și dacă te uiți la mine presupun că deja folosești produse pentru păr și de aceea ar trebui să te speli pe cap înainte de culcare. Al treilea lucru care compune o rutină de seară excelentă este să te speli pe dinți și nu o să spun de ce, pentru că deja am spus de un milion de ori în alte videoclipuri. Tu trebuie să știi doar atât, spală-te pe dinți timp de 2 minute dimineața și seara. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci înainte să te culci este să folosești o cremă pentru față. Acum probabil ești tânăr, nu ai riduri pe față, dar asta nu înseamnă că la un moment dat nu-ți vor apărea. Și o cremă de față ajută la prevenția lor sau măcar le reduce vizibilitatea. Ce fac eu în fiecare seară înainte de culcare este să iau pur și simplu un deget din această cremă de față și să fac o cruce. Cam așa, dacă ai și o piele uscată de la mama natură, o cremă de față te va ajuta să o hidratezi și va arăta mult mai bine. Al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci înainte de culcare este să-ți pregătești hainele pentru a doua zi. De când a început pandemia, nu prea am mai plecat atât de des și atât de dimineață de acasă, însă înainte când eram la liceu și aveam ore de dimineață, îmi pregăteam hainele cu o seară înainte. Asta pentru că nu aveam suficient timp să le aleg și să le calc dimineața, îmi era mult mai ușor să fac asta seara. Așadar, dacă pleci undeva dis de dimineață, pregătește-ți hainele cu o seară înainte și când te trezești, pur și simplu doar te îmbraci și pleci. Al șaselea lucru pe care trebuie să-l faci în rutina de noapte este să nu te uiți la televizor sau la telefon cu 30 de minute înainte să te culci. Dispozitivele acestea, precum telefonul și televizorul, emană lumină. Lumină pe care tu o percepi ca fiind albă. Doar că lumina albă este compusă din toate culorile curcubeului, printre care și lumina albastră. Și niște studii au arătat că lumina albastră blochează un hormon numit melatonină, care induce starea de somnolență. Cu alte cuvinte, dacă te uiți la televizor sau la telefon înainte de culcare, nu mai poți adormi instant sau chiar poți avea stări de insomnie. Și pentru a evita asta, ai două soluții. Fie nu te mai uiți la niciun dispozitiv cu ecran timp de o jumătate de oră sau o oră înainte să te culci, sau folosești un filtru albastru. Multe telefoane moderne au această funcție numită filtru albastru, pe care dacă o activezi, telefonul tău devine puțin mai portocaliu. Adică blochează lumina albastră, cea care îți împiedică starea de somn. Al șaptelea lucru pe care trebuie să-l faci înainte de culcare este să pui alarma sau mai multe dacă e nevoie. Este foarte important să te trezești în fiecare zi la aceeași oră ca să nu te simți obosit. Așa că nu uita să setezi alarma la aceeași oră în fiecare zi, pentru că chiar dacă dormi mai mult, paradoxal, tot o să te simți obosit. Ce trebuie să faci ca să nu te mai simți obosit dimineața este să te culci și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi. Și în final, al optelea lucru, dar poate cel mai important pe care eu îl fac în fiecare seară, este o rugăciune. Părinții mei n-au fost niciodată religioși să îmi spună să mă rog sau să am credință, dar simt că am avut chestia asta din totdeauna în mine. Dumnezeu este suma tuturor lucrurilor care s-ar putea manifesta în lume. Deci dacă tu te comporți așa cum trebuie, lucruri bune ți se vor întâmpla. Când te rogi, când ajuți oameni, când încerci să iei deciziile corecte, să spui adevărul și să fii un om bun, Dumnezeu se manifestă în tine. Când faci toate aceste lucruri din potențialul tuturor lucrurilor care s-ar putea întâmpla ca rezultat la acțiunile
tale, lucruri bune se vor întâmpla. Dar dacă minți, rănești alți oameni și nu încerci să fii cea mai bună versiune a ta, Dumnezeu te va pedepsi și din potențialul tuturor lucrurilor care s-ar putea întâmpla, doar cele rele ți se vor întâmpla. Deci ăsta este scopul rugăciunii, să ceri potențialului ce este bun și asta cred că ar trebui să facă toată lumea. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă vrei să vorbești mai repede cu mine decât pe Instagram, unde răspund cam la 2 săptămâni, poți să apeși butonul alăture-te de mai jos și să te alături canalului. Astfel vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna să vorbim tot ce dorești tu sau să-mi trimiți mesaj și îți voi răspunde în maxim o zi. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!